Salut, sunt Robert și vroiam să-ți povestesc în filmul ăsta despre greșelile pe care le fac autoritățile și pe care le-au făcut în criza asta de COVID și în continuare le fac. Am un film aici pe YouTube și o să-ți-l pun jos în descriere. Un film în care un medic american care este imunolog. Uh, explică de ce n-ar trebui să ne ferim de și ăștia. Și explică cu foarte mult bun simț și cu cuvinte pe care le poate înțelege oricine. Dar el zice acolo că ar trebui cumva ca oamenii să fie lăsați să uh, interacționeze cu natura. Cu... Pentru că așa se formează sistemul imunitar. Adică cu cât tu iei mai mulți virus și mai multe bacterii, cu atât sistemul imunitar devine mai puternic și și se formează acea imunitate care ne protejează de astfel de virus. Și atunci când apare un virus nou, sistemul imunitar va fi mult mai puternic și va reacționa în consecință. Adică efectele nu vor fi așa dramatice cum sunt acum cu acest COVID. Da? Dacă noi dezinfectăm totul prin casă și dezinfectăm totul în viața noastră și ne spălăm pe mâini și facem tot, sistemul imunitar va cădea. Și omul a zice că Atenție, face asta de 40 de ani, este imunolog. Da? Și omul ăla zice că după ce se, se dă drumul după un lockdown de ăsta, de o lună, două luni de zile, așa cum a fost în martie, bolile vor exploda. Pentru că sistemul imunitar pică. da atâta timp când noi stăm în casă, sistemul imunitar se slăbește. Și atâta timp când nu luăm contact cu lumea înconjurătoare. Da? Vedeți filmulețul pentru că este foarte interesant și uh, asta ne arată ce greșeli au făcut autoritățile și ce greșeli fac în continuare. Da? Pentru că e clar că nu toți avem același sistem imunitar și e clar că răspunsul la un astfel de virus, la cei cu sistemul imunitar slăbit, va fi unul mai puternic. Adică vor avea, boala va avea efecte mai grave. Dar oamenii ăștia trebuie susținuți și trebuie susținuți printr-un sistem de sănătate care să fie foarte bine pus la punct asta înseamnă să ai medicamente, să ai paturi de ati să ai oameni și specialiști pregătiți care să știe ce să facă în astfel de situații și tot așa da? ei au ales în schimb să nu facă asta și să facă și să blocheze complet în niște decizii extrem de proaste dacă ascultați ce spune doctorul ăla pentru că asta pe termen mediu și pe termen scurt nu va duce decât la o nouă aglomerare a spitalelor și nu va duce la dispariția virusului despre asta discută omul ăla acolo, da? Dar ei au ales să facă asta pentru că chipurile nu sunt bani să susțină un astfel de sistem sanitar, da? Păi cum adică nu-s bani? Că uitați-vă câte contracte de armament și câți bani s-au dat pe armament în, ultima, în ultimul an. Câți bani a dat Dobitoken și Parangel pe, pe armament și cu guvernul meu în ultimul an, în anul ăsta, în care noi avem atâta nevoie de bani. Și nu avem spitale, nu avem ati, nu avem, adică banii ăia se puteau duce în zona aia, în zona de sănătate. Da? Cred că sunt vreo 5 miliarde și ceva de, de, de euro care s-au dat pe armament în anul ăsta. Și pe care Dobitoche în șparanghel cu guvernul meu îi dau în continuare cu foarte multă ușurință. Dar ne spun să stăm în casă, ne spun să închidem restaurante, să închidem școli, să închidem muzee, să închidem teatre, să închidem tot. Da? Asta se face. O chestie care va duce la slăbirea sistemului imunitar al oamenilor. Pentru că o, dacă oamenii nu interacționează cu mediul și nu interacționează între ei, asta spune doctorul ăla, nu spun eu. Adică nu-l luați că spun eu. Uitați-vă la film și o să vedeți ce spune doctorul ăla. Și mie mi se pare că face, că are extrem, extrem de mult sens. Da? Inclusiv blocarea aia din martie-aprilie, uh, am contestat-o eu personal, nu, din considerente de gândire logică, nu de altceva. Eu sunt inginer, nu sunt medic. Bă, dar pot să pun la cap, la cap niște lucruri și pot să le gândesc. Și să văd, bă, frate, da, ai o problemă, hai să facem cumva, adică să, sunt, sunt, șapte luni de atunci, o luni sunt din, din februarie. Da? Nu s-a făcut nimic pentru mărirea sistemului imunitar al oamenilor. Adică aici trebuia să se umble, aici trebuiau să fie luate măsuri, dacă vrei într-adevăr să scapi de virus. Nu s-a făcut nimic, ați auzit vreo de vreo măsură pe, pe, pe chestia asta în care să zic că bă, uite, planul este ca în 9 luni de zile să mărim sistemul de imunitate al oamenilor. Cum? Așa în masă? Cum? Păi eu cred că specialiști care pot să facă treaba asta și pot să spună treaba asta. Da? Nu, nu s-a făcut nimic pe chestia asta, nu s-a făcut nimic pe mărirea numărului de locuri de la ATI, nu s-a făcut nimic pentru achiziționare de patru de ventilatoare, de -aia, nimic. Nimic. Așteptăm, ne blocăm, și vedem ce dracu se întâmplă. Cam asta vreau să vă spun în filmulețul ăsta, dați click pe subscribe și pe clopoțel, vă anunț eu tocmai pun filmulețe pe aici și vă aștept și la următoarele. Mulțumesc, la revedere!